Evanghelia după Marcu, la capitolul 6, de la versetul 30 până la versetul 44. Marcu 6, de la versetul 30. Apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut. Au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să îi învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșit, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșite. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele din prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Iisus. Dar ei i-au zis, oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Și el i-a întrebat, câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți. S-au dus de au văzut câte pâini au și au răspuns, 5 și 2 pești. Iisus le-a poruncit să-i așeze pe toți cete-cete pe iarba verde și au șezut jos în cete de câte 100 și de câte 50. El a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei 2 pești i-a împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat. Și au ridicat 12 coșuri pline cu firimituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Amin. Voi să ocupați socurile. Slăvit să fie Domnul! E o bucurie pentru noi ca dimineața aceasta să fim împreună cu dumneavoastră la un moment deosebit din viața bisericii. După cum spunea fratele Costel, fiecare prilej pe care îl avem de a fi în prezența Domnului este unul deosebit, însă cu atât mai mult cu cât sau atunci când Domnul pune deoparte slujitori care să întărească lucrarea bisericii și mă bucur să văd că lucrarea bisericii Adonai este întărită și slujitori de care e așa mare nevoie sunt gata să se pună la dispoziția Domnului pentru ca lucrarea pe care Domnul o face prin dumneavoastră să crească. Și după cum ne zice cuvântul indirect, dar auzeam anii trecuți o reclamă care mi-a rămas așa întipărită în minte, având în vedere că redă bine ceea ce ne învață Scriptura, viitorul sună bine. Viitorul sună bine pentru că, în primul rând, e în mâna Domnului și suntem în mâna Domnului, slavă Domnului. Dar cu siguranță atunci când vedem în mijlocul unei lumi care trage de noi din toate direcțiile și ne putem lăsa lesne păcăliți să facem multe alte lucruri, este minunat să vedem că poporul Domnului este slujit de oameni destoinici care se pun la dispoziția Domnului și a fraților și a surorilor. De aceea ne rugăm ca Domnul să întărească slujirea Bisericii Adonai, echipa de slujitori și să vă ajute să sporiți în lucru Domnului acum și în timpul care vă stă înainte. De aceea vă aduc salutări sfinte din partea bisericilor și credincioșilor, fraților, surorilor din perimetrul Comunității Baptiste de București, precum și din partea colegilor de slujire de aici, din București, fratele Oti Bunaciu și fratele David Tătar, cu care păstoresc Biserica Baptistă
Providența din, de acum, faimosul Feren, Texas. Eu așa-i zic, unde, pe unde ajung, cam așa-i zic. Pentru că suntem noi stat în stat, dar ne bucurăm că Domnul a pus o lumină acolo de vreo 95 de ani, Providența să lumineze pentru gloria Domnului. De asemenea, primiți, vă rog, salutări și din partea profesorilor, colegi de la facultate și de la institut, unde și fratele pastor Costel este un distins profesor, și ne bucurăm să fim de folos lucrării pe care Domnul să o continue în capitală, printre capitaliști, o zonă atât de dificilă de aridă pentru Evanghelie. Vă invit să privim un pic la un pasaj pe care îl cunoaștem. E o istorisire cunoscută, dar e o istorisire foarte importantă pentru evanghelist. Atât de importantă, în așa fel încât, într-o evanghelie destul de scurtă, de telegrafică, o spune istorisirea de două ori. Ar fi fost suficient să o spună o dată pentru a arăta că Domnul Iisus are putere să înmulțească pâinile și peștii. Însă Marcu țese aici o istorisire, un scenariu extraordinar. El plasează înmulțirea pâinilor într-un loc pustiu. După cum, cu multe secole înainte, și evreii știau lucrul ăsta tare bine, izraeliții primiseră mană în timpul conducerii lui Moise. Domnul Iisus Hristos este cel care se uită la popor și îi vede, ne spune versetul 34, ca pe o turmă care n-aveau păstori. Ori în cartea Numeri, Moise se roagă pentru un lider ca el. Iar profetul Ezechiel spune în capitolul 34 al scrierii sale că Dumnezeu a promis să trimită un rege ca David care să hrănească oile lui. Și Iisus îi împarte pe oameni în grupuri, exact cum făcuse și Moise. Ce vrea așadar să facă Marcu aici este să arate că Iisus este Mesia, este Hristosul cel îndelung așteptat, cel promis din Vechiul Testament. Și modul în care Marcu prezintă lucrul acesta este sugestiv pentru că și este important pentru noi în dimineața asta, pentru că Iisus Hristos, care este zugrăvit de Marcu ca fiind Mesia, ne arată, Mesia care vine de la Domnul Dumnezeu, ne arată cum anume trebuie să lucrăm. Care sunt ingredientele unei lucrări binecuvântate de Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos face minunea aceasta deosebită. E o minune specială pentru că de obicei minunile lui au în vedere una sau două persoane. Acum însă minunea are în vedere cel puțin 5.000 de persoane. De fapt, bărbații sunt doar 5.000. Comentatorii Scripturii spun că probabil că acolo erau de două sau poate chiar de trei ori mai multe persoane. Hristos ne arată ce ne trebuie, El venit de sus, de la Tatăl, după cum demonstrează Marcu, ce ne trebuie să avem o lucrare binecuvântată de Dumnezeu. Știți ce ne trebuie, dragii mei? Ne trebuie, în primul rând, să avem orientare în teren. Domnul Iisus le spune ucenicilor, duceți-vă de vedeți. Duceți-vă de vedeți câte pâini aveți. E o lucrare pe care trebuie să o facem. Dar duceți-vă, înainte să ne apucăm de treabă, duceți-vă să vedeți care este situația. Ucenicii cumva sunt surprinși, pentru că până în momentul acela Domnul Iisus le-a tot spus cum trebuie făcută lucrarea. Păi Doamne, ne-ai învățat până acum. Avem modelul, avem matrița, suntem gata să o aplicăm. Suntem gata să aplicăm modelul. Ne-a venit printr-o carte tradusă de la frații din America. Suntem gata să aplicăm modelul. Dar Domnul Iisus spune, nu, am tot vorbit despre asta. Dar voi duceți-vă să vedeți care este realitatea în teren. Câți oameni sunt? Cum sunt? Ce resurse avem? Ce provocări sunt? Vă uitați, vă întoarceți, discutăm și apoi implementăm tot ceea ce am învățat până acum.
Ucenicilor le-a fost întotdeauna greu să aplice principiul acesta: duceți-vă de vedeți, orientați-vă în teren. Îl vedem după înălțarea Domnului Iisus Hristos, îl vedem pe Petru, nu vă amintiți, are o vedenie de la Mântuitorul, care îi arată o schimbare de paradigmă, îi arată o schimbare de model. Îi dă lui Petru o vedenie și lui Petru nu-i prea place ce vede, că el știa că Dumnezeu lucrează într-un mod anume. El știa că Dumnezeu are un model, are o matriță. Și dar Hristos îi spune, taie și mănâncă. Mănâncă din animale necurate. Era diferit de ceea ce știa Petru. Matrița, știa el, e că mântuirea e doar pentru evrei. Cum să mănânce el din dobitoace necurate? Dar mai mult decât atât, cum să curețe Dumnezeu dobitoace altădată necurate? Și iată că Dumnezeu îi arată că el este cel care schimbă modelul, schimbă paradigma. Toți au acces la mântuire, nu doar evrei. Și noi spunem aici, glorie Domnului! Că asta înseamnă că s-a deschis ușa și pentru noi. Petru se uită și vede că Dumnezeu vrea să facă ceva nou. Și a trebuit ca el să schimbe, Petru să schimbe și opinia și slujirea. Și da, dacă vă uitați acolo în Fapte 11, bineînțeles că a avut probleme cu frații. A avut probleme cu frații. Pasajul se intitulează sugestiv. Petru trebuie să-și îndreptățească purtarea și e chemat la judecata fraților. Că frații, nici ei nu pot să creadă că Dumnezeu poate lucra altfel decât știu ei, nu? Că Dumnezeu lucrează numai cum știm noi, numai cum ne-am obișnuit noi, numai după cum am trasat noi modelul. Iată că Petru se duce, le explică, le spune, ei înțeleg că e de la Domnul. În versetul 18 spune foarte sugestiv, Luca zice acolo, și frații s-au potolit. Frații din secolul I s-au potolit, nu știu acum aștept din secolul 21, se potolesc un pic mai greu. În secolul I frații erau mai pocăiți. Dar vedeți ce face Domnul Iisus? Le zice, duceți-vă de vedeți și apoi veniți și facem o strategie. Și asta au făcut. Ne spune cuvântul, nu? Versetul 40, i-au împărțit, Domnul a poruncit să-i așeze pe toți cete-cete. S-au așezat, i-au împărțit în cete de 100 și de 50. Avem nevoie de orientare în teren. Și eu mă tot frământ, dragii mei, ce o să facem într-o lume care se schimbă cu o viteză așa de mare, cum n-a mai fost niciodată până acum. Dar știți care este încurajarea pe care Domnul mi-o dă atunci când inima mea este frământată, când uneori parcă nu mai pot dormi? Îmi amintesc promisiunea și asigurarea pe care Hristos ne-a lăsat-o. Eu îmi voi zidi biserica, glorie Domnului! Eu mă duc însă să văd ce este în teren. Duceți-vă de vedeți! Duceți-vă de vedeți care-i data în calendar? Că nu mai e secolul I, că nu mai e secolul XVI când a fost Martin Luther, că nu mai e secolul XVII când a început mișcarea baptistă, că nu mai e nici secolul XX când m-am născut eu. Duceți-vă, uitați-vă în împrejurim. Uitați-vă că într-un fel e Bucureștiul, uitați-vă că într-un fel e Ilfovul, uitați-vă că într-un fel e Clujul, uitați-vă că s-au făcut schimbări. Uitați-vă la cum trăiesc oamenii, unde sunt oamenii, la ce fac oamenii cu timpul lor. Și nu renunțăm în niciun caz la ceea ce este esențial, la predicarea Evangheliei, la chemarea la pocăință, la ucenicizare, la sfințenie, dar Hristos ne trimite să vedem ce este pe teren. Orientați-vă pe teren. Asta ne trebuie un prim ingredient pentru o lucrare binecuvântată de Dumnezeu. Un alt ingredient, dragii mei, care ne trebuie ca Domnul să binecuvinteze lucrarea în care suntem angrenați, este văzut în ceea ce se întâmplă în dinamica discuției pe care o vedem redată începând cu versetul 37. Ucenicii vin și raportează Domnului, nu? Doamne, e greu, au învățat oamenii, probabil că s-au gândit că le e foame oamenilor, că le era foame lor. Că noi cam așa ne pricepem la nevoile altora. Când vine la noi foamea, ne gândim, mă, le-o fi foame și fraților și surorilor. De aceea, dimineața asta mie încă nu mi-e foame, o să predic până mi se face foame.
Versetul 37, Domnul Iisus le zice, dați-le voi să mănânce. Ei au spus, oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Foarte interesant, ucenicii au făcut o estimare. Doamne, ne-ar trebui cam 200 de dinari să cumpărăm pâine. Unele traduceri în limba engleză, spre exemplu, traduc așa, ar trebui să muncim 8 luni ca să cumpărăm pâinea. Cam ăsta e necesarul. Domnul îi trimite, știind ucenicii care e nevoia enormă, nu să te duci să muncești 8 luni să vii cu banul în buzunar. Toți trăiau de pe o zi pe alta. Nevoia era enormă. Și ucenicii vin la Domnul Iisus Hristos parcă resemnați. Îi zic, Doamne, avem 5 pâini și 2 pești. Îi vezi spunând fără cuvinte, dar cu ochii, cu privirea lor resemnată, Doamne, e insuficient. Doamne, e clar că e insuficient. Doamne, Tu ne zici ca noi să hrănim toată mulțimea asta cu 5 pâini și 2 pești. Doamne, e insuficient. Ce avem noi e insuficient. Dar uitați-vă ce face Domnul Iisus. Un lucru extraordinar. El ia puținul acela, insuficientul acela și îl binecuvintează. Îl binecuvintează și îl înmulțește, dragii mei. Îl înmulțește. Pentru că asta este economia lui Dumnezeu. Până nu înțelegi că ceea ce ești tu și ceea ce ai tu este insuficient pentru lucrarea la care ai fost chemat. Până nu ești mulțumitor Domnului pentru puținul pe care îl ai, Dumnezeu nu va înmulți acel insuficient să fie mai mult decât abundent. Pentru că asta face Dumnezeu. Ia insuficientul nostru când recunoaștem că n-avem cât trebuie. Și apoi îl înmulțește atât de mult, încât nu doar că este suficient, ci el devine abundent. Glorie Domnului! Doamne, știu că nu sunt un predicator ca Billy Graham, că nu sunt administrator grozav ca Moise, că nu sunt vizionar ca Martin Luther, că nu sunt învățat ca Pavel, dar îți aduc puținul meu și te rog ca tu să îl înmulțești. Amin? 5 pâini și 2 pești. Și știți cine a adus cele 5 pâini și cei 2 peștișori? Cineva care nici măcar nu fusese numărat. Cine a avut pâinile și peștișorii? Un copil. Dar pe cine numără aici, Marcu, versetul 44? Cei ce mâncaseră pâinile și erau 5.000 de bărbați? Băiețelul acela care avea mâncarea la el nici măcar nu fusese numărat. Nici măcar nu fusese văzut. Așa că nu te întrista dacă nu ești printre cei numărați, printre cei numiți, printre cei văzuți. Pentru că Dumnezeu caută oameni tocmai printre aceia pe care nu-i vede lumea. Moise, când îl e trimis de Domnul, spune, Doamne, trimite pe altul, că eu nu-s bun. Pe Saul îl ia din spatele vaselor, că se ascundea. Atât era de timid și de nesigur de valoarea lui. Pe David îl pescuiește de pe câmp dintre oi. E mai mult când ești numărat, când ești văzut, se subțiază foarte mult și calea pe care trebuie să umbli. E o potecă de pe care poți să cazi oricând, să aluneci, pentru că începi să crezi că ești suficient. Doamne, te rugăm să ne ajuți să ne vedem insuficiența noastră, pentru că în mijlocul minusurilor noastre, în mijlocul slăbiciunilor noastre, în mijlocul puținului nostru, harul Tău să fie revărsat din abundență. Amin? Ce ne trebuie ca Domnul să binecuvinteze lucrarea mâinilor noastre, lucrarea bisericii sale? Trebuie să ne orientăm în teren și să fim atenți la cum anume aplicăm ce ne învață cuvântul etern al lui Dumnezeu. Trebuie să ne vedem insuficiența noastră și ne mai trebuie câteva lucruri. Marcu e mereu grăbit ca povestitor. Dacă remarcați, în multe locuri el tot zice euthos, îndată, îndată. La el totul e rapid. Dar dacă ar fi să ne uităm puțin așa mai ardelenește, mai slow motion, știți, la pasajul acesta,
remarcăm un lucru extraordinar. Ucenicii i-aduc Domnului Iisus Hristos ce au găsit. Mântuitorul binecuvintează lucrurile acelea. Dar uitați-vă puțin la imaginea aceasta cu slow motion. Știm cu exactitate ce au adus ucenicii și au pus în mâna Domnului de la băiețel. 5 pâini și 2 pești. Domnul binecuvintează, le binecuvintează, începe să le frângă și din momentul acela pierdem șirul a câtă pâine e și a câți pești mai sunt. Pentru că Dumnezeu îi înmulțește. Până nu a frânt pâinea și peștii, aceia nu s-au înmulțit. Binecuvântarea a fost adusă de frângere. Binecuvântarea a fost adusă prin frângere. Minunea, miracolul a fost produs prin frângere. Și noi, tocmai de frângere, fugim cel mai mult. Frângerea poate veni prin boală, prin pierderea de lucruri, de persoane. E foarte greu când frângerea vine prin cei apropiați, dar se poate întâmpla și trebuie să nu uităm lucrul ăsta și îl spunem mai ales fraților care astăzi zic da chemării Domnului și provocării bisericii, gândului bisericii de a îi pune deoparte, dar lucrul ăsta este valabil pentru noi toți. Este așa de ușor să renunți atunci când inima ta este, deși deschisă și entuziastă, este lovită. Te lovești de un zid mare și gros, de fie de indiferență sau cineva îți spune un gând rău și un stilet e înfipt în spatele tău. Problema este că mai devreme sau mai târziu fiecare dintre noi ajunge acolo în vale, singur, apăsat, cu inima sângerindă. Dar am învățat și eu că nu este altă cale. Nu este altă cale. Dacă vrei să faci lucrarea Domnului, în orice mod, în orice loc în lucrarea Domnului și în același timp aștepți doar petale roz, doar reflectoare, mulțumiri necontenite, aplauze și înălțări, ai greșit domeniu. Trebuie să te duci la Hollywood pentru asta. În lucrarea Domnului, nu? Mai devreme sau mai târziu vine frângerea și problema e sau baie, dacă toți suntem cu slow motion ardelenesc, că nu vine numai odată. Că Domnul are să tot frângă la noi, să tot frângă până închidem ochii, tot frânge. Și cred că vremurile pe care le trăim, dragii mei, aduc sau creează cadrul pentru o frângere tot mai deasă și tot mai grea pentru noi. Dar aș vrea să o iau și eu pe panta când eram eu tinerel. Deși aș putea spune asta, când eram mai mic, îmi amintesc dacă în biserica în care am crescut, în Suceava, se uita un prezbiter, se uita un frate mai în vârstă, dacă se uita mai urât la noi, că făceam ceva, bineînțeles, păcatul de neiertat să te miști în timpul slujbei, să respiri în timpul slujbei, n-aveai voie. Dacă respirația făcea un pic de zgomot, că na, poporul Domnului stă la închinare, nu care cumva să fie vreun semn de viață acolo, că cineva e în viață și niște, mai ales niște copii. Dar dacă se uita careva și vedea așa numai o licărire într-un colț de ochi, înghețam. Păi să-ți mai spună pastorul ceva, deja eram petrificat, mă puteau pune la Petra acolo, statuie la intrarea în complex. Eram stană de piatră. Dar ea încearcă să spui astăzi, după vreo doar 20 și 30 de ani, să spui cuiva, să dai un sfat că cineva trăiește într-un păcat sau comite ceva care este flagrant împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Nu că a tușit în adunare,
Ea încearcă să faci lucrul ăsta astăzi. Și ți se pare că ai deranjat Republica Populară Chineză, care vine pe toate fronturile cu arme de care nici nu ai auzit. Retalierea este incredibilă. Vremurile sunt grele pentru slujitori. Vremurile sunt grele pentru orice fel de slujire. Nu trebuie să fii numai în față. Trebuie să... Și la noi, la adunare în Ferent, Texas, avem câțiva băiețandri care ne ajută, băieți extraordinari. Ne ajută că-s tinerei, băiețandri, adolescenți. Ne ajută la sistemul de sonorizare. Și când îi mai prind pe undeva, le zic mulțumim foarte mult toate criticile și săraci încep să ofteze, să mi le trasați, să le dați spre mine. Că, bineînțeles că omul când are de zis ceva, sau nu are de zis în primul rând mulțumim, ci are de comentat ceva. Vremurile sunt grele și prilejurile de frângere sunt tot mai dese. Dar acesta este modul în care Dumnezeu a lucrat mereu. Pentru că oamenii folosiți de El pentru lucrări mari au fost mai întâi frânți pe măsură. Înainte ca Avraam să fie tatăl multor neamuri, el și Sara n-au avut copii. Înainte de a deveni premierul Egiptului, Iosif a fost vândut ca sclav și a stat în închisoare pe nedrept. Înainte ca moșia lui Iov și tot ce avea el să fie dublat, el și-a pierdut tot, inclusiv familia. Înainte ca Moise să scoată Israelul din Egipt, el a fost fugar timp de 40 de ani. Înainte ca Samson să-i zdrobească pe filisteni, el a întâlnit-o pe Dalila. Înainte ca David să fie uns rege, el a fost ciobănaș. Și înainte ca 3000 de suflete să fie salvate în urma unei predici, Petru s-a lepădat de Mântuitorul de 3000 de ori, de 3 ori. Nu fugi de frângere. Nu abandona din cauza frângerii. Dacă frângerea vine, înseamnă că Dumnezeu te pregătește pentru lucruri mari, lucruri mai mari. Înseamnă că Dumnezeu vrea să te ducă la o fază nouă, o treaptă mai înaltă a lucrării sale. Ce ne trebuie ca lucrarea să fie binecuvântată de Domnul? Ne trebuie orientare în teren, ne trebuie să înțelegem că Domnul ne frânge, ne trebuie, dragii mei, pasiune. Ne trebuie pasiune. Versetul 30 ne spune cuvântul aici, apostolii s-au adunat la Iisus, i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Detaliul ăsta mi se pare extraordinar și acesta. Domnul Iisus știa ce se întâmplase pe teren. Dar dumneavoastră nu aveți de acum sau din copilărie istorisire, episoade de care nu vă mai săturați să le auziți, să le ascultați? Aveți din astea? Că eu am. Domnul Iisus atât de entuziasmat este de istorisirile. Ucenicii sunt așa de bucuroși, entuziaști să-i spună Domnul Iisus Hristos ce s-a întâmplat. Sunt toți așa de pasionați de lucrarea pe care au făcut-o, de modul în care au văzut că Dumnezeu lucrează, încât sunt gata toți să pună timp deoparte să asculte. Să asculte de modul în care, despre modul în care Dumnezeu lucrează. Domnul ia deoparte, spune versetul 31, veniți singur la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. N-avem vreme să intrăm și în detaliul ăsta, că de obicei fratele Costel, ca profesor de homiletică, ne va spune că nu trebuie să zicem tot dintr-un pasaj odată, că va mai trebui să mai predicăm din el dacă Domnul ne ține în viață. Sunt lucruri frumoase care pot fi spuse de aici, dar trebuie să remarcăm ceva. Să fii pasionat de Domnul și de lucrarea Lui nu înseamnă să nu te odihnești, să-ți neglijezi familia sau sănătatea. Hristos este pasionat de lucrarea care îi fusese încredințată de Tatăl și în același timp vrea să le spună ucenicilor, dozați-vă energia ca să fiți cai de cursă lungă. Nu fiți sprinteri, să alergați 100 de metri și apoi după aia să nu mai puteți să mai respirați, să fiți într-un pat de spital, să vă îmbolnăviți. Fiți oameni de cursă lungă, fiți maratoniști. Însă, dragii mei,
Să ai pasiune pentru ceva înseamnă să ai zel pentru un scop. Să fii preocupat de lucrul acela, să investești în lucrul respectiv. Să arzi pentru ceva. În cartea sa, în una din cărțile sale, Sir Walter Moberly spunea așa: eșecul evanghelicilor de a pătrunde în campusurile universitare cu Evanghelia are de-a face cu faptul că evanghelicii care merg între studenți nu arată pic de entuziasm pentru credința lor. El zicea: dacă a 10-a parte din ceea ce credeți este adevărat, ar trebui să fiți de 10 ori mai entuziasmați. Și asta este una dintre marile probleme pe care noi le avem. Nu suntem pasionați de credința noastră, în primul rând pasionați de Domnul nostru, de un Dumnezeu așa de mare și de minunat. Și nu suntem pasionați, așa de pasionați cum ar trebui să fim de El și de lucrarea la care suntem chemați și de umblarea cu Domnul. Pentru că, dragii mei, suntem anesteziați de prea multe lucruri pe care le facem. De faptul că ne lăsăm păcăliți să ne uităm în tot felul de direcții. Că suntem păcăliți să folosim timpul nostru într-un mod neînțelept. Și nu mai avem energie, nu mai avem un scop. Umblăm după o grămadă de lucruri care de fapt sunt umblare după vânt, după fum. Dar ne trebuie să redescoperim măreția Dumnezeului nostru. Să redevenim pasionați de Domnul nostru. Amin? Să-L vedem pe El și să experimentăm puterea învierii Lui. Să ne pasioneze din nou umblarea cu Domnul așa cum eram poate în primii ani, în primele luni, primii ani după ce ne-am întors la Domnul. Să fim din nou, să ne întoarcem la dragostea dintâi. În schimb ce experimentăm sunt slujbe fără pasiune, închinare fără entuziasm și predicare fără zel. Doamne, adu din nou focul pasiunii în inimile noastre. Amin? Pasiune pentru Domnul nostru, pasiune pentru Dumnezeul nostru, pasiune pentru poporul Lui, pentru lucrarea Lui, pasiune pentru cei care sunt căzuți. Rugăciunea reaprinde pasiunea. John Knox se ruga: Doamne, dăm Scoția sau mor. Să ne întoarcem la cuvântul Domnului. Să fim gata să participăm în închinare și să avem bucuria aceea a prezenței Domnului în mijlocul nostru. Asta ne trebuie. Și, dragii mei, ca Domnul să binecuvinteze lucrarea în care suntem implicați, ne mai trebuie un lucru și apoi o să fie așteptatul, amin, dar nu trebuie, nu avem voie să ne oprim înainte să mai remarcăm un ingredient esențial. Și ce ne mai trebuie, dragii mei? Ne mai trebuie dragoste. Ne trebuie, de fapt, multă dragoste. Versetul 34 din nou redă modul în care Domnul Iisus se uita la cei pe care îi slujea și către care îi trimitea pe ucenici să îi slujească. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să-i învețe multe lucruri. Evangheliștii fac deseori comentariul acesta: Domnul Iisus i s-a făcut milă de oameni. Domnul Iisus se oprește să asculte rugăciunea orbului Bartimeu, deși era înconjurat de mari mulțimi de oameni care îl aclamau. Domnul era ocupat cu ultima săptămână din viața lui. Săptămâna mare. Treburi importante l-așteptau pe Domnul la Ierusalim. Să mântuie lumea, să ne mântuie și pe noi. Dar Domnul se oprește când Bartimeu îl strigă. Amărâtul de Bartimeu îl strigă. Domnul îl atinge pe lepros, deși nimeni nu făcea asta și legea interzicea de fapt lucrul ăsta. Domnul simte în inima Mariei și a Martei durerea pierderii cuiva drag și plânge în fața mormântului lui Lazar. Hristos îi iubește pe oameni într-un mod real. Hristos are compasiune pentru ei. Îi vede pe oameni ca pe niște persoane reale, cu sentimente, cu nevoi, cu poveri. Nu îi tratează de parcă ar fi un set de urechi ambulante care sunt entuziasmate să asculte ceea ce El are de spus. Cu siguranță ceea ce le spunea Hristos era important.
și urechile trebuiau să fie deschise și inima gata să primească. Dar Hristos îi iubește ca pe niște persoane reale care au nevoie de dragostea aceea extraordinară a lui Dumnezeu. Iisus i-a iubit pe oameni și Iisus ne iubește și glorie Domnului pentru asta. N-avem ce căuta în slujire dacă nu iubim pe oameni. Dacă nu iubim pe cei mari și pe cei mici, de fapt toți sunt la fel. Dacă nu iubim pe cei săraci, dar și pe cei mai bogați, pe cei educați și pe cei mai puțin educați, pe cei de treabă și pe cei mai puțin de treabă, pe cei care te încurajează, precum și pe cei care te-au luat drept țintă. Trebuie să iubim pe toți. Pentru că Iisus exact asta ne învață. Să iubim pe toți. Și în toți anii ăștia de slujire am învățat că dacă e nevoie de un lucru, dacă e nevoie de un lucru, predicarea este extrem de importantă. Ea ne validează. E important să mai știi ca păstor și administrație. Trebuie să știi de toate. Dar dacă e un lucru care ne trebuie în slujire, lucrul acela este dragostea. Pentru că Dumnezeu este dragoste și pentru că acesta este modul în care îl arătăm pe Domnul mai clar ca în niciun alt mod. De aceea, mă rog Domnului ca El să binecuvinteze Biserica Adonai și să întărească slujirea voastră pentru gloria Domnului în anii care urmează. El să vă înmulțească impactul, să vă înmulțească și pe dumneavoastră în roada Duhului Sfânt, în roada pe care o strângeți, în snopii pe care îi strângeți pentru a lărgi împărăția Domnului. Mă rog ca El să binecuvinteze echipa de slujire, să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Lucrarea e încredințată bisericii sale, bisericii Adonai, fiecăruia dintre dumneavoastră. Ce ne trebuie să avem o lucrare binecuvântată, ca Domnul să binecuvinteze lucrarea pe care ne-a încredințat-o, avem nevoie de orientare în teren. Trebuie să fim orientați. Trebuie să înțelegem că suntem insuficienți. Trebuie să ne lăsăm frânți de Domnul. Trebuie să fim pasionați de Domnul și trebuie să fim plini de dragoste pentru Dumnezeu și pentru oamenii pe care îi slujim în interiorul bisericii, precum și pe cei pe care îi slujim în afara zidurilor bisericii. De aceea mă rog ca Domnul să vă întărească, să vă binecuvinteze și să vă folosească mai departe, din plin, pentru înălțarea și glorificarea numelui Domnului și pentru lărgirea împărăției sale. Amin.